E luna martie și în perioada asta găsiți probabil mai peste tot povești interesante cu fete, doamne, domnișoare interesante. Unele însă sunt mai greu de descoperit. De curând am cunoscut o tipă super simpatică, dar și foarte specială. Singura româncă ce concurează într-un monopost la nivel mondial. Ea este Alexandra Marinescu și are 15 ani. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine venit pe la noi! Știu că vii de la antrenamente. Unde ai fost la teste? Am fost în Anglia, la circuitul Brands Hatch. A fost primul antrenament oficial din acest an. Am testat cu o echipă cu care testele nu au mers neapărat foarte bine, dar a fost importantă experiența și mi-am plăcut foarte mult pentru că a fost pe ploaie. Cu ce mașină? Mergi în Formula 4? Da. Ce mașini sunt în Formula 4? Sunt monoposturi. Da. Anul acesta este o mașină complet nouă. Anii trecuți erau foarte multe campionate asemănătoare cu Formula 4, dar FIA a decis să se facă doar Formula 4 în Anglia și în Germania. Eu am decis să merg în Anglia deoarece, deși mașina este la fel, campionatul este mai mediatizat și sunt mai multe curse. Și te vezi mai mult la televizor. Formula 4, explică un pic mașina, noi vedem imagini cu tine. Ce e ea la bază? Ce motor e? Parcă de Ford. Da, este Ford. Cât cai putere? 160. La ce greutate în total? Mașina cântărește aproximativ 200 de kilogram sau mai puțin. Și tu cât ai voie să cântărești? Eu cântăresc 50 de kilograme. 50 în cap. Da. Bine, la 15 ani nu te întreabă nimeni, bănuiesc, nu? Nu. Mai zice tata, mai ușor cu dulciurile, nu? Nu, eu pe lângă motorsport fac și modeling, deci trebuie să fiu atentă, dar... Am înțeles. Tu ai început la karturi, de foarte mică, înțeleg? Da, de la 9 ani, deși asta este chiar o vârstă destul de întârziată, pentru că majoritatea piloților începe de la 6 ani. Așa, și la 9 ani ce l-a apucat pe tata? A zis, mă, ești tu model deja, te văd, crești bine, dar hai să-ți pun o cască pe cap. De fapt, inițiativa a fost a mea, deoarece când eram mai mică, am văzut multe curse, m-a inspirat și verișorul meu și mi-a luat mult timp să-l conving pe tatăl meu. El chiar era împotriva acestui lucru, dar m-am bucurat foarte mult când l-am convins să mă ducă și pe mine la Palatul Copiilor și apoi, încet, încet, n-am ajuns la mondiale. La mondiale ai concurat într-o echipă specială? Da, am fost cu echipa lui Schumacher, care din păcate am apucat să fac decât două curse, deoarece după aceea a avut problema. Accidentul și... Am înțeles. Ați ajuns destul de sus la nivel mondial cu această echipă? Da, am ajuns până pe locul 5 din 90 de piloți în 2011. Câte fete sunt în sportul ăsta, în karting? În karting sunt decât 3, eu, o spaniolaică și o nemțoaică și dacă calculăm din toate campionatele de formule, suntem în total 12. A, deci vă puteți ști pe nume să vă întâlniți, da, la o cafea. Da, ne știm toate între noi. Am înțeles. Ești mică, mare, între ele? Cum ești ca vârstă? Mai sunt decât două de vârsta mea și restul de la 18 ani în sus. Am înțeles. Toate mai mari. Deci ai avut un start bun, să zicem. Da. Eu merg la VTM de anul trecut, merg cu mașina pe asfalt, la deal, la coastă, așa că te-am chemat și pe tine. Eu de la fiecare om vreau să învăț câte ceva. Ia-mă așa ușor, din ce ai mers tu pe asfalt, dăm două, trei sfaturi. Mai întâi să facem niște diferențieri. Între kart și monopost. La amândouă împinge spatele, deci deja mici asemănări există și ești cu fundul foarte aproape de asfalt. Da. Ceea ce nu-mi doresc asta în mașina mea de concurs. Fă-mi niște diferențieri. Păi, în primul rând, suspensiile, care îți dau o stabilitate mult mai bună. În al doilea rând, mult mai multă viteză. În al treilea rând, cauciucurile. Adică, pentru formule, există mai multe tipuri de cauciucuri care pot să-ți ofere o aderență mai bună sau mai multe tipuri de cauciucuri pe ploaie. Și, în al doilea rând, atunci când suntem pe linii drepte, folosim aripile, care, practic, ne oferă apăsarea aerodinamică. Și, de exemplu, dacă este un circuit mai virajat sau depinde, trebuie să fim foarte atenți la setări, sunt mult mai multe setări. Da, la karting e mai așa, cum vine și el. Și în karting sunt multe setări, dar nu se compară cu formulele. Dă-mi o diferență de frânare între karting și Formula 4.
În karting se frânează tot cu stângul, dar atunci când frânăm pentru o fracțiune de secundă, abia ciupim frâna, cum s-ar spune, după care apăsăm accelerația la blană pe tot parcursul virajului. În formule, în schimb, apăsăm foarte brusc la început și după aceea, în timp ce ne apropiem de mijlocul virajului, adică apexul, dăm drumul ușor la frână și după ce atingem apexul până la ieșirea din viraj, apăsăm treptat și accelerația. Eu nu sunt foarte atent. Acum mă gândesc la colegii tăi de liceu și cum se uită ei la televizor. Deci înțelegi, frânezi, după aia apeși la blană, după care nu se sperie băieții de tine? Ești ok așa? Nu se sperie de mine. Ba sigur? Chiar le place să discute aceste chestii. Sunt convins. Păi despre ce să vorbească? Despre cosițe? Ia zi, Marineasco, ia mai zine cum frânezi la apex și cum apeși piciorul la blană ca să ieși din viraj când să ne înveți. Ce fel de șofer e tata? Tata, în general, pilotează pe stradă, pentru că trebuia să moștenesc și eu acest talent de undeva. E mai grăbit un pic, am înțeles. Da, are piciorul drept mai greu puțin. Am înțeles. Te-a lăsat vreodată să mergi cu mașina în condiții protejate, desigur? Da, am condus prima dată o mașină de stradă la 6 ani. Perfect, hai să închidem subiectul ăsta, mulțumesc. Între prietenii lui tata, acum foarte sincer, dacă te uiți așa printre ei, mai vezi și tu cum conduc, nu? Te mai iau din punctul A în punctul B, se mai întâmplă, mergeți cu familia să... vezi greșeli la șoferi, la babalicii din jurul tău? Da, și încerc foarte tare să mă abțin, să nu îi corectez, pentru că eu le-aș da sfaturi de pilotaj și este o foarte mare diferență între șofaci și pilotaj. Da. Pentru că majoritatea șoferilor din România și de fapt de peste tot, de exemplu, țin frâna pe tot parcursul, ori frânează cu 500 de metri înainte de viraj, ori frânează în mijlocul virajului, este ceva de-a dreptul haotic și încerc foarte tare să mă abțin să nu corectez. Pot să te mai abții încă, stai să mă gândesc, 15 ani acum, încă 25 de ani dacă te abții, o să ai o căsnicie fericită. Știi că soțiile au tot timpul tendința să dea detalii din astea de copilot. Lasă-o mai mă, dă-mi așa. De ce mergem așa încet? Dă-i mai, ce faci? Am dat banii pe mașină, folosește-o, apasă pedala. Dăm două, trei sfaturi ce mi-ar folosi. De exemplu, dacă eu conduc pe ploaie. E o perioadă ploioasă. La ce să fiu atent? Atunci când se conduce pe ploaie, se schimbă, în primul rând, setările la mașină, se lățește fața și, în al doilea rând, se schimbă și cauciucurile, da, dar când vine vorba de... La mașina lui Răzvan nu se lățește fața, deci are aceeași față tot timpul. Ți-a zis să lățești fața. Dă-i un sfat lui, așa, de șofer. Da, când vine vorba de condus în sine, dacă atunci când e uscat se intră în interior și se iese în exterior... La ploaie este invers, trebuie să mergi cât mai pe exterior pentru a ocoli guma, adică stratul de cauciuc care s-a fixat pe mijlocul curbei, ca să nu alungi, deoarece aceea gumă, când plouă, devine foarte alunecoasă. Am văzut, la Unirii se adună guma acolo. Da. Problema Alexandrei, într-o discuție din asta, că de-aia am dus-o pe drumul ăsta, este că ea nu știe să și șofeze, adică ea nu merge prin oraș, ea nu știe cu ce probleme ne întâlnim noi, cu proștia care nu se mai dau la o parte. Voi aveți semne în Formula 4? Adică poți să dai flash-uri să se dea la o parte? Nu, singurul avertisment, de exemplu în karting, singurul avertisment pe care puteam să-l dăm e să împingem puțin de la spate, nu cât să se răsucească, doar puțin, o mică atingere, cât să îndoi bumperul din spate. Dar în formule, din păcate, asta nu se mai poate întâmpla. N-ai pentru voie că... să-l ciupești așa, să înțeleagă că ești în ceafa lui. Da, nu ai voie să faci asta, dar avem oglinzi și suntem întotdeauna conștienți de cine e în spate. Da, în jur vreodată, scuză-mă că te întreb că ești micuț, în jur în cască vreodată, adică dacă nu te-a lăsat să treci, îi mai zici? Nu vorbesc singură în cască, dar... Da, mă gândesc și mai zic unele chestii. Mai zici. Da. Tu te bați cu băieții, înțeleg în continuare bine treaba. Tu te bați cot la cot cu băieții. Da. Foarte tare. Zi-mi ce-ți propui pentru 2015? Îmi propun să reușesc să fac un campionat întreg în Formula 4, în sezon întreg, cu toate testele necesare. Momentan nu am decis încă cu ce echipă o să mergem, deși campionatul începe în aprilie. Dar aș dori să le mulțumesc sponsorilor mei, cea mai mare firmă de baterii din România, al cărui nume începe cu Rom. Da, okay. Și nu o să zic cum continuă. Rombat, zic eu, nu e nicio problemă. Da. Te ajută în povestea asta și e foarte bine că avem și un sportiv cu care să ne lăudăm. Da. Le mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și partenerilor mei cu care urmează să semnez.